Vă bazați pe o prezență ridicată la vot, pe o prezență scăzută, în contextul în care, bă, vedeți, și Eu epidemia ne dă o mare bătaie de cap? Bazez pe dorința foarte puternică a românilor de a scăpa de acest guvern care efectiv ne pune viețile în pericol. Și cum spuneam, am mers în Giurgiu în foarte multe localități și am văzut nemulțumirile oamenilor. Am văzut oameni plângând efectiv, și nu glumesc deloc, oameni plângând efectiv, spunându-ne, faceți ceva că ăștia ne omoară cu zile. Vezi, oameni buni, noi putem să facem lucruri bune pentru români, dar trebuie să veniți la vot. Eu cred că românii vor veni în număr foarte mare la vot, indiferent cât de tare vrea să-i sperie guvernul Orban în momentul de față, să nu facă acest lucru. Din contră, eu cred că românii vor veni într-un număr mare la vot.